cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața la cafea! Bună dimineața pentru cei care nu sunteți în trafic. Cei care sunteți în trafic, vă doresc atenție majoră pentru că a început astăzi cu adevărat școala. Ieri au fost așa chestia, s-a mers mai târziu, nu la aceeași oră, dar azi a început școala. Traficul îl vedeți sau îl simțiți fiecare într-un fel sau altul. Deci, bună dimineața la cafea. Recunosc că m-am cam plictisit să fac emisiuni cam cu aceleași figuri, să auzim cam de fiecare dată aceleași lucruri și am zis că poate e bine să ieșim un pic din rutină și să mai aducem în emisiune oameni care vorbesc, gândesc și văd altfel lucrurile. Am spus mai demult că voi încerca să aduc în emisiune pe cei care urmăresc emisiunea și au păreri. Eu nu discut dacă părerile lor sunt bune sau foarte bune, rele sau foarte rele, au păreri și încearcă să și le susțină. Astăzi avem în emisiune un domn care a ieșit în evidență prin comentarii, prin modul în care s-a exprimat și cu care am luat legătura. Am vorbit, a venit în dimineața aceasta și am zis așa, domne, nu discutăm nimic înainte, a și venit destul de târziu, nu discutăm nimic înainte, discutăm ce avem de discutat în emisiune. Numele domniei sale, Radu Topoliceanu. Bună dimineața, Radu Topoliceanu. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și v-am prezentat acolo cetățean de Piatra Neamț. Chiar dacă Radu e mult plecat în străinătate și lucrează acolo, nu greșesc? Da, de 4 ani, 4 ani jumate sunt, lucrez în Germania. În Germania. Dar lucrați în Germania. Lucrez în Germania. Adică să nu creadă unii că sunteți plecat în Germania, nu, cum erau plecați alții și acum ați politicieni. Nu. Să lucrez în Germania cu perioade în care vin acasă. Deci, odată la 6 săptămâni, eu vin acasă într-un mini-concediu. Haideți să vă spun câteva lucruri despre Radu și nu numai despre el. Cei care cunosc cât de cât istoria orașului Piatra Neamț, sigur, mai ales cei care au lucrat în domeniul șoferiei, știu câte ceva despre tatăl lui Radu, Neculai, dacă nu mă înșel, da, care a fost unul dintre oamenii implicați în sindicatul, dacă nu mă înșel, CNSLR Frăția, se cheamă Frăția. Era Confederația, CNSLR Frăția și sindicatul, Federația era a șoferilor. A șoferilor. De asemenea, Radu, acum vreo 4 ani, și-a făcut o pagină de Facebook în care spunea, vreau să fiu primar la Piatra Neamț, nu? Exact. Ia, haideți să vedem dacă am găsit ce trebuie. Bogdan, dacă poți. Da? Ai văzut-o, da? Așa. Și ultima postare a domnului Radu este de ce românii din diaspora nu vor bani de la Guvernul României, o preluare de la Ziarul Românesc de Germania. Eu adus propun să începem discuția de aici. Cum văd românii din afară, ce se întâmplă în România? Și nu vorbesc de lucrurile alea lacrimogene, că știți, că nu. Cum văd ce se întâmplă în România? Păi nu văd prea bine, domnul Bălănescu, pentru că totul se întâmplă cu greutate și cu o birocrație foarte mare. În principal, marea majoritate pentru chestiile astea au plecat. Vă spun sincer, eu am fost pe la ITM, dacă nu mă înșel, acum vreun an jumate, doi, aveam nevoie de o hârtie prin care să dovedesc vechimea muncită ca șofer în țară pentru a obține un atestat în Germania pentru o anumită categorie de vehicul. Și nu am reușit să iau o hârtie de acolo.
mi s-a spus că ei nu se mai ocupă de așa ceva. Nu mai au. Și am întrebat și eu, domnule, dacă dumneavoastră, care sunteți ITN-ul, care aveți vechimea oamenilor pe muncă, nu puteți să-mi oferiți o hârtie? Nu, s-a schimbat legislația și chiar l-am avut pe directorul ITM în emisiune. Exact. Și l-am întrebat, domnule, ce... Nu zic că este vina ITM-ului. Nu, nu, deci legislația. Legislația atât este de așa natură. Da, așa este. Așa și este. N-am reușit să iau. Da. Și lucrul ăsta îl simți de fiecare dată când intri aproape într-o instituție publică. Oriunde. În Germania mi-am achiziționat o mașină. În 15 minute era matriculată cu numere, cu asigurare, cu inspecție făcută. Cu 15 minute? În 15 minute era matriculat. Nu vine să cred. Vă spun sincer. Deci în 15 minute, cel de la birou de la înmatriculări, unde mi s-a dat numărul și tot, a verificat în baza de date dacă mașina are asigurarea TÜV-ul, cum este la ei, inspecția tehnică la noi, și în 15 minute s-au făcut toate formalitățile, aveam mașina matriculată, numerele emise. Ce pot să mai spui? Bun. Acum, de ce vreți, domnule, să fiți primar la Piatra Neamț? Nu vreau să fiu eu primar. Oricine poate să fie primar care se crede gospodar. Nu spun că eu sunt salvarea Piatra Neamțului sau... Sunt oameni care au capacitatea de a fi primar și de a face lucruri cum trebuie. Nu zic că domnul Carabelea n-ar avea. Și... La o emisiune a dumneavoastră, chiar domnul Liviu Harbuz a zis că toată lumea lovește în primar. Pe această cale îi transmit domnului Harbuz, primarul este edilul care este ales direct de cetățeni. Este primul care încasează aceste obiecțiuni a cetățenilor. Și este normal să fie așa. Este normal. Dar nu este numai primarul vinovat. Când? Sau... Exact. Lăudat pentru ceea ce se face bine în Piatra Neamț sau se face rău în Piatra Neamț. Sau în orice oraș din țară. Aici intervin și consilierii locali, care și ei sunt aleși, tot de oameni. Și ar trebui să aibă păreri. Și ar trebui să aibă păreri, să aibă... Opinii, inițiative. Inițiative și inițiative corecte. Pe proiecte corecte, pe ceea ce trebuie făcut. Sunteți, veniți la Piatra Neamț, aveți familia în Piatra Neamț, da? Da, familia mi-a rămas în țară. V-a spus cineva în perioada asta că vreun consilier a venit să întrebe pe zona aia, pe unde locuiți, pe unde așa? Domn Bălănescu, dacă nu m-aș uita pe pagina primăriei, pe ziarele mai vechi să văd ce consilieri sunt în Piatra Neamț, nu i-aș cunoaște, ca nume. Și cred că sunt mulți oameni care pătesc același lucru. Așa este. Ei au fost votați pe o listă, la grămadă. Bun. Haideți să vedem. Ce vă enervează în oraș? Am avut multe posturi. Am avut multe posturi și multe intervenții. Tocmai pe principiul ăsta, văd că la momentul de față, prin proiectele care se fac, cumva se ține cont de infrastructura subterană a orașului. Deci a venit mintea de pe urmă. Mintea de pe după urmă. După ce au dat cu capul de... Exact. Adică... Deci nu zic că totul este făcut rău în Piatra Neamț. Că nu se poate așa ceva. Ar fi o prostie din partea cuiva să spună. Și până la urmă un neadevăr. Așa. Dar... Este bine că au realizat că poți să faci un coridor, sau cum se numește? De mobilitate. De mobilitate. Dar dacă nu faci infrastructura subterană, nu poți. Automat intervine ceva, trebuie să spargi acel proiect, bani, alți bani ca să refaci cumva la... Chiar v-am dat un filmuleț. Da, o să-l punem și filmulețul, să vedem. Deci, domnul Radu a filmat din balcon de undeva. De la geam, da. De la geam, de unde stătea, cum se
reabilitează o străduță interioară în Germania. Recunosc că aș fi vrut să las filmulețul în formula originală, cu îndemnurile de la galerie, așa, de, da, cam de galeria Rapidului. Da, pentru primar și consilieri. Da. Noi din piatra, în general din România. Dar o să punem și filmulețul. Dar până atunci mai spuneți-vă ce vă enervează, în afară de asta. Greutatea cu care se întâmplă lucruri. În orice, începând de la localitate, de la cel mai mic primar, să zicem așa, cel mai mic în ghilimele, până la guvern, până la parlament, până la... Foarte greu poți să obții o autorizație. Chiar mă uitam și urmăream știrile câte așa, am posibilitatea, aș avea posibilitatea să pun panouri fotovoltaice prin Casa Verde. Și am văzut că sunt mii de cereri care sunt în analiză. Da. Cererea aia în analiză e dacă ești bine analizat, treci, dacă nu ești bine analizat, nu tocmai treci. Despre asta. Da. Dacă ieșiți din țară, Austria, Germania, și vă uitați stânga-dreapta, numai de pe autostradă, dacă vă uitați. Au panouri fotovoltaice și au eoliene, chiar de mică dimensiune, pentru gospodărie. Unde se plătează? Până și pe grajdul animalelor au. Dar de ce? Pentru că el se duce, obține autorizația foarte repede. Este foarte implicat statul pentru ca omul să-și obțină o independență energetică. Cu toate că aseară chiar am văzut... Este și interesat, nu numai implicat. Este și interesat, pentru că în funcție de capacitatea care o are și care o poate monta, poate deveni prosumator, ceea ce... Adică să dea curent, să dea curent în sistem. Da. Domnul Radu, cum explicați dumneavoastră... Aveți copii? Da. Cum le explicați copiilor lucrurile? Le-ați luat în Germania vreodată? Nu. Nu. Ba da, au fost în vizită, dar nu în casă. Da. Deci cum le explicați copiilor? Băi, nu mergem în Germania, rămânem totuși în țară, că uite, așa și pe dincolo. Domn Bălănescu, sincer, în speranța că oameni care vor să mai facă ceva în țara asta, în orașul ăsta, să vină chiar la dumneavoastră în emisiune, oriunde, să înceapă să spună ideile, să înceapă să funcționeze în așa fel încât să aducă ceva bun, oriunde sunt în țara asta. A, uite, o să încerc să dau filmulețul acela, să-l comentăm împreună, să vedem, așa, ca un fel de model, să zicem. Îl las și cu vocea dumneavoastră. Ia să vedem dacă... Întrebă primarii și consilierii din România. Cam așa. Uitați, dacă puteți da puțin mai mare și să opriți. Mai mare nu merge. Atât. Da? Atât. De oprit, dacă dați o pauză. Da. Uitați, acolo unde sunt gurile de canalizare, pe partea cu spațiu verde, au fost băgate utilitățile luate din stradă, acolo unde se vede, unde se vede acea bandă, exact, mai închisă la culoare. Mutate din stradă și mutate pe spațiu verde. Pe principiu că acolo un spațiu verde, un pământ afunat, îl poți reface dacă ai o intervenție. Da. Pe marginea trotuarului spre stradă, pe calea de rulare, sunt niște pavele cu un canal, dacă vedeți. Da, unde se vede și o pluvială. Scurgea pluvială acolo a fost montată, iar acele pavele pot fi scoase. Dacă ai vreo intervenție. Dacă ai o intervenție, nu este stricat asfaltul. Da, haideți să dăm mai departe un pic. S-au schimbat canalele. Uitați, canalele sunt scoase în afara carosabilului. Da? S-a schimbat sistemul. Aici, stâlpii au fost inițial pe marginea trotuarului spre stradă. Totul a fost mutat pe spațiu verde,
și strada este liberă. Strada este liberă. Da. Deci, mai mic pericolul de accidente. Intervenția o poți face liniștit, fără să distrugi un trotuar. Da, și fără să obturezi circulația, da. Circulația. Ați băgat tot. Stâlpii au fost de cei de beton, au fost aduși noile modele de stâlpi. Da, stâlpi mai mici. Mai mici, ca dimensiune mai rezistenți, pentru că chiar m-am uitat la un stâlp, au făcuți de așa natură încât au o rezistență destul de mare. Acum eu stau și mă întreb cât a rezistat stâlpii ăștia la noi pe stradă. La cum sunt făcuți, poate dacă sunt vopsiți, sunt deteriorați, dar la cum sunt făcuți și stâlpii, da. Eu zic că... Haideți să vedem mai departe. În spate avem și un mic utilaj pe care se vede acolo, care lucrează. Da. Cu stâlpi prin mijlocul drumului sau altceva, cam așa se face o semnalizare corectă. Aici vreau să oprim. Uitați, semnalizarea care se face, se observă. Practic, tot spațiul acela este izolat, unde se lucrează în momentul respectiv, nu? Exact, exact. Și cei care lucrează sunt și ei protejați. Cei care vor să treacă neapărat... Au o bandă liberă, posibilitatea de a circula, dar în perioada asta a fost puțin restricționată circulația. Cel încât și muncitorul, cât și cei care... tranzitează zona, să nu aibă de suferit, uitați. Da? Uitați, aici unde filmez, panta la trotuar, la intrarea în scară, a fost făcută cu înclinația spre bloc. Greșit. Aha. La recepția lucrării au venit 6 funcționari de la primărie, în teren. Fiecare avea... Deci recepția se face în teren, nu în birou. În teren se face, nu... Nu, nu la mica înțelegere. La mica înțelegere, nu, că știu că ai făcut sau n-ai făcut. Și panta respectivă a trotuarului a fost făcută spre bloc. Când au venit inspectorii de la primărie, au observat acest lucru. Panta a fost stricată și refăcută pe banii constructorului. Cum era și normal. Deci asta este una din marile probleme. Dacă mergi în Piatra Neamț, și sigur ați fost, toate trotuarele care s-au făcut pe timpul vechilor... Pe orice timp. Așa, pe orice timp, ziceau că au locuri pe unde poți să intri cu un cărucior. Locurile alea erau la 10-15 cm deasupra șoselei. Exact. Nu mai vorbim de modul în care s-a lucrat. Exact. Nu mai vorbim ce anume s-a pus. Ce am observat iar este modul în care... De-a lungul timpului s-au montat borduri, iar bordura de la nivelul asfaltului până la un anumit nivel are o marjă care trebuie umplută în așa fel încât să nu-mi rup mașina dacă eu parchez cu botul spre bordură. Dacă observați aici, la fel, au aceeași bordură, dar ei au umplut-o conform proiectului, au umplut-o până la nivelul care este specificat. Și nu-mi stric mașina în bordura montată, nu. Da, deci se gândesc la fiecare amănunt. La orice. Acolo un proiect nu-l faci decât dacă ai totul amănunțit, pus la punct. Da. Haideți să mai vedem dacă mai apare. Pus pe margine, da, astfel încât aici sunt canale de comunicații, de telecomunicații, de internet, canale pluviale, canale, da? Și am să vă arăt când va fi gata, cam ce înseamnă să fie gata. O lucrare. Acolo mai în spate. O să se vadă imediat. Trebuie să înțelegem că filmarea s-a făcut de domnul Radu cu un telefon. Un telefon și... De fapt, voi știți, dar vreți să vă bateți joc de... Aici discutați cu aleșii. Cu mine însă. Filmarea au făcut pentru mine special. Nu contează, da. E bine. Pavele noi, frumos. Uitați, acolo este unde este găleata aceea, este loc pentru biciclete.
Acolo fiecare, e făcut locul pentru biciclete. Fiecare da. Scară... Când de... e gata, va fi locul pentru biciclete, exact. Da. Fiecare scară are locul ei de biciclete. Exact. Biciclete, trotinete, motociclete... Cu scutere, mă rog. Cada da. Aceea, da, este spațiu pentru... Am să revin cu un filmuleț la gata. Când e gata. Este gata, am să revin cu un filmuleț să vedeți cum este. Biciclete și mopede, da? Uitați aici, da? La fel este la fiecare scară de bloc. La fiecare scară de bloc. Așa că voi nenorociți. am oprit și mergem un pic mai departe. Diferite state europene. Luați mama. Așa. Bogdan, uitați, îți mulțumesc. Da, pentru pluvial. Da, ia să văd eu dacă reușesc să văd capătul lucrării. Că asta vreau să arăt unde. Dacă ne uităm aici... În spate, chiar în spate, Bogdan, te rog frumos. În spate se observă trei parcele în care deja este pusă adus iarba la gazon, da. Și gazon. Deci s-a lucrat acolo, lucrul e la gata. Exact. Și se vine înspre zona din care filma domnul Radu. Da. Facem o vizită și în piatra, să vedem unde se lucrează așa? Nu cred că se lucrează așa decât în puține localități din România. Chiar mă uitam, sunt primari și consilii și localități unde s-au atras fonduri europene și au ajuns la un nivel care în puține orașe. Deci vorbesc de comune, cum ar fi Ciugudu, cum ar fi... care au ajuns la un nivel de civilizație unde... Nu sunt în multe orașe din România. Fac păi drumul tot des. În România sunt. Care e diferența? Diferența este de mentalitate. Diferența este că administrația locală, centrală, cum să zic, are respectul pentru banul omului. Are respectul că cetățeanul plătește taxe, indiferent pe ce. Că este pe mașină, că este pe locuință, că este... Plătește o taxă care statul îi cere. Atunci statul îi oferă. Bun, păi dacă luăm noi să vedem cât plătim numai pentru drumuri. Păi plătim destul. Numai pentru drumuri. Pornind de la... O taxă anuală? Taxa anuală, rovinete. În benzină, în combustibil? Exact, plus rovinetele. Exact. Se strâng niște bani. Teoretic, dacă luăm din 90 până acum, hai să luăm de la taxa Băsescu. Cred că trebuia să avem autostrăzi peste autostrăzi. Cam așa, nu? Da. Dacă ar fi fost la nivelul la care vorbim în altă parte. Sunteți șofer. Ce urâți cel mai mult pe drumurile din România? Întoarcerea și plecarea din țară. Fac drumul la 6 săptămâni, mă întorc acasă pe bucăți de autostradă. Mă urc de la Nădlac până în Piatra Neamț, trebuie să mă cobor de pe autostradă de vreo 2 ori. Urc cheile Becazului, care ultima dată am aflat că sunt la Neamț. Partea de jos. A, așa. Sincer, am văzut niște trasări de linii mediene și laterale de... Era cred beat. Că și ursul merge beat pe liniile alea. Da, dar probabil că îi fugărea ursul când trasau. Nu cunosc. Poate au făcut noaptea, poate nu aveau destulă lumină. Da. Deci, deci practic vorbim de un fel de bătaie de joc. Dar știți ce e interesant? Vin firme austriece, chiar și nemțești au fost, care lucrează la noi. Da, dar lucrează pe legislația românească. Și cu... își permit atunci, nu? Și cu și învață repede administrație românească. Și învață repede în aravurile. Și... Exact. Și lucrează cu subcontractori de la noi. Exact. Da, deci
Înseamnă că proverbul acela, peștele de la cap se împute, este adevărat. Și o simțim? Nu poți să cheltui banul public și tu să nu verifici ceea ce face respectivul. La final, pe parcurs, cei 6 inspectori care au fost pe strada respectivă au venit și pe parcursul lucrării. Au verificat fiecare, pe iluminat, pe canalizare, pe tot. Dacă se respectă materialele. Dacă se respectă materialele, dacă se respectă distanța care este specificată în proiect, de la trotuar până la stâlpul respectiv, până la canalul respectiv, de la bloc până la canalul respectiv. Hai să-ți povestesc și eu ceva acum. Pe vremuri s-a făcut groapa de gunoi, groapa ecologică de gunoi. Cunosc, pentru că am fost în primăria Piatra Neamț din 2000 până în 2003. Așa, păi o să discutăm imediat și povestea asta. Și acolo s-au făcut într-o colaborare cu guvernul danez, care au finanțat. Se mi-au puse niște straturi de pietriș, nisip, mă rog. Conform proiectul, ca și să fie o groapă ecologică. Și s-au pus straturile respective și au venit la un moment dat cei din Danemarca să verifice. Toată lumea era foarte mirată. Cum adică voi să verifice nisipul care s-a pus? Și au venit băieții aceia, au luat, au măsurat și au zis nu, ci nisipul ăsta are diametru altfel decât este în... Mi se pare corect. Ce îl luați și puneți unul din ăla. Și toată lumea era foarte supărat, oripilat. Păi ce contează? Păi contează. Orice contează la un proiect. Contează. Și de asta spun, nu se duce nimeni. Băi, se respectă, s-a pus stratul de pietriș, s-a pus stratul ăla, a fost tasat corespunzător, n-a fost tasat corespunzător. Da, nu mă gândesc. Asta mă enervează, pentru că până la urmă este banul fiecăruia dintre noi. Chiar și a primarului. Și primarul și consilierii plătesc o taxă. Și banii lor. Și ei sunt cetățeni. Și a funcționat. Exact. Exact. Da. Spunea azi, acum câteva luni, două luni, trei luni, chiar primarul aici, domne, ce tragem ponoasele că s-a făcut proiectul ăla de la Curtea Domnească cu materiale proaste. Da, s-a făcut cu materiale proaste, dar de ce n-a verificat nimeni? Bun, s-a făcut, dar și s-a greșit din greșeală sau intenționat. Dar dacă au fost niște bani din bugetul orașului și s-a făcut prost, s-a făcut cu preț prea mare, a verificat cineva treaba asta? Bun, și când au văzut că de exemplu, un tir nu poate trece pe acolo. Deși nimeni nu spune că nu poate să treacă. Dacă ei după semnalizare, am întâlnit N șoferi veniți din Belarus și Ucraina, care explicau, domnule... Da, ei merg pe GPS și ei GPS-ul îi bagă. Îi bagă acolo. Tocmai și sistemele astea de navigație la șoferi și șoferii profesioniști în special, sunt făcute după ce li se oferă. Absolut, asta vreau să spun. Exact. Dacă la noi nu se oferă ceva, nu poate nu să ai toate datele. Nu ai toate datele. Și o bagă prin centrul orașului. Dar vă spun o chestie, domnul Bănescu. În Germania, pe toate străzile, eu locuiesc nu într-un oraș chiar așa de mare, cred că este mai mic decât Piatra Neamț, ca la nivelul Bicazului, pe toate străzile... Așa arată orașul la nivelul Bicazului? Da. Am înțeles. Vă mai spun o chestiune. Pe toate străzile se poate intra cu un camion. Pentru că trebuie să intre pompierii la o adică. Serviciu de urgență, orice. Dar un camion poate intra pe acolo. Că are o restricție anume, printr-o semnalizare rutieră, care este la un alt nivel față de la noi, vorbim de semnalizarea rutieră normală. Așa? El poate intra pe acolo. Deci el nu are nicio restricție prin orașul respectiv, ca și gabarit. Pentru că așa-s gândite lucrurile. Exact. El are o restricție de circulație pentru că acolo sunt anumite chestiuni care administrația respectivă a considerat că nu se poate intra tot timpul cu camionul pe acolo. Da.
Și vorbim de oraș și de dimensiunea orașului. Am avut o problemă la un picior. Am fost dus la spital. Am venit acolo. Ambulanța și am fost dus la spital acolo. Vorbim și de sistemul de sănătate și spitalul care se vrea să se facă în Piatra Neamț. Vă spun sincer, deci nu am avut nevoie de nimic decât de asigurarea care o aveam în buzunar. Da? M-am fost dus la radiologie. Fiind suspect de ruptură de picior, am fost dus la radiologie. Vă spun sincer, stăteam în Cărăciorul ăla, mă uitam, 10 camere de radiologie avea. Un orășel. Și alea a spitalului pentru urgențele spitalului, pentru nevoile spitalului. Că în incinta, perimetrul spitalului, mai este o clinică privată. Probabil. O clinică privată, să zicem, care tot așa are RMN, radiologie, absolut tot. Dar spitalul avea 10 camere, deci erau numerotate 10 camere de radiologie. N-ai ce să mai discuți. Bun. Hai că mi-ați deschis apetitul. Ați lucrat în primăria Piatra Neamț. Câți ani? Din 2000 până în 2013. Și ați fost polițist local? Da. Cum a fost? Da. Ați intrat pe concurs aranjat? Nu. Chiar am dat concurs atunci. Da? Am fost pe timpul domnului Rotaru, când am fost primii 15, cum zicea dumnealui, poliția lui comunitară și... Așa. Da, dar pe parcursul anilor o trebuie să mă adaptez. În ce sens? În sensul că dacă nu plecai capul, nu erai bun. Explicați-mi. Da, pe orice chestiune. În multe ședințe cu parcările pe trotuar. Se dăduse, nu știu dacă mai este în vigoare, un HCL care sancționa cum se vroia. Adică puteai sancționa pe oricine. Care parca pe trotuar. Da. Și la una din ședințe a spus, domnule, HCL-ul nu poate fi deasupra unui OUG. Dacă OUG-ul îmi spune că respectivul a parcat pe trotuar și are distanța, eu nu pot să mă duc să-l sancționez pe HCL. Pentru că și au fost, în momentul respectiv, au fost foarte multe contestații. Și răspunsul? Faci ce ți se spune. Și ați făcut? Nu. Și ce ați pățit? Am fost trimis prin alte părți ale orașului. Adică? La periferie. Făceam foarte mult. Unde nu erau trotuare. Făceam foarte mult serviciu în Speranța. Și în Speranța, mulți colegi erau cei de la asistență socială, cum se cheamă, de la... DAS, Direcția de Asistență Socială. Nu, cei care fac muncă... Asistații sociale. Asistații sociale. Și le dădeam. Băi, de aici până aici, tu îmi faci treaba asta. Că erau dați cumva în răspunderea celui care lucra acolo. Eu dacă mă duceam în spatele lui și vedeam că nu a făcut, nu îi treceam orele respective. Și? Și nu mai veneau pe tura mea. Deci să înțeleg că în alte ture se treceau orele. Se putea, da. Și cu cine ați vorbit despre lucrurile astea? Am vorbit cu tot ce reprezenta șef la momentul respectiv. Și? Răspunsul, asta avem, cu asta defilăm. Ați făcut și un sindicat? Și un sindicat, bineînțeles. Și? Da, într-un fel mi s-a dat o... Cum să vă zic, o încuvințare tacită așa a șefilor, dar ce m-a frapat cel mai tare a fost reticența colegilor, care la un moment dat am cerut să ne adunăm mai mulți ca să putem fi mai mulți. Nu erau toți colegii în sindicatul respectiv.
Și am fost întrebat dacă de la sindicat îi dau porc de Crăciun și miel de Paște. Ca și cum sindicatul asta trebuia să facă în loc să-i obțină lui niște drepturi care la momentul acela trebuia obținut. Și ați renunțat? Am renunțat, pe dacă nu ai cu cine să faci treabă. Totul a fost făcut pe cheltuiala mea și a unui coleg care am avut inițiativa la momentul respectiv. Nu am cerut niciun ban de la nimeni, dar ăștia sunt oamenii. Cât s-au înscris? Nu mai rețin bine minte, dar era minimul necesar pentru realizarea unui sindicat. 10 sau 15 parcă erau atunci pe legea respectivă. Bun, și când ați făcut sindicatul ăla, v-a chemat primarul? Cine era primarul atunci? Păi nu ne-a chemat, era domnul Ștefan. Era Ștefan? Da. Ați stat de vorbă cu el? Nu, a trebuit să solicităm noi o întrevedere. Nu ni s-a răspuns la momentul respectiv la solicitare. Fiind afiliați la CNSRR, frăția a mers atunci cu liderul sindicat de la momentul respectiv, domnul Lăzăroi, am mers cu dânsul, ca și confederația, am mers până la domnul primar. Am făcut atunci vreo 3 sau 4 ore anticameră. Despre asta este vorba. Bun, și ați vă vorbit până la urmă. Am reușit să intrăm. Și ce? Cum a fost? Deci sunt curios așa, domnule. Am un sindicat la poliția locală, eu sunt Gheorghe Ștefan. Da, am cerut să condiții de muncă. Nu știai la momentul respectiv, veniseră noi șefi care erau agreați de domnul Ștefan. Adică cine era? Domnul Agafiță, domnul Sârghi, Dumnezeu să-l ierte că am auzit că nu mai este. Și am cerut, domnule, nu ni se respectă un program de liber, un program de... Lucrai azi, a doua zi nu știai cum lucrezi. Și atunci, ce era atunci, cu probleme care erau atunci, a stat mai mult pe telefon, a stat mai mult pe... E ca și cum aș fi vorbit cu masa asta. Și când ați plecat? Când v-ați hotărât să plecați din primărie? În 2013 m-am hotărât să plec din primărie pentru că nu mai vedeam rostul. Așa, de curiozitatea mea, că tot se vorbește atâta, cât ați fost polițist local, a încercat cineva să vă șpăguiască? A încercat. Tentația este mare în orice serviciu. În orice serviciu este mare tentația. Și pentru Dar ce? La momentul de față, la salariile care sunt prin administrație, zic că nu ar trebui să mai existe tentația asta. Și cam din ce domeniu veneau ăștia cu tentațiile? Din orice domeniu, da. Care aveam legătură cu sancționarea lor pe diferite... V-ați mai întoarce în poliție acum? Nu. De ce? Exact cum ați spus, trebuie schimbată de la cap anumite mentalități. Dar poliția locală când a fost înființată își avea un rost? Sau a fost înființată forțat? A fost înființată cumva forța, dar a fost într-adevăr o chestiune care ar funcționa dacă ar fi pusă pe principii corecte și pe sistem corect. Este nevoie. La momentul de față, chiar fratele meu a avut nevoie de un polițist de la rutieră și s-a transmis că este un singur echipaj pe tot orașul. La momentul respectiv, nu știu cât era ceas, oricum era după amiază, este nevoie, pentru că siguranța cetățeanului trebuie să fie, să fie cineva care să fie acolo. Domnul de poliția, să presupunem că sunteți în momentul acesta consilier local. Și aveți posibilitatea de a propune niște proiecte de hotărâre de Consiliul Local. Da. Care să nu fie, să spun eu, un proiect, hai să facem casa căsătoriilor sau drumul cu tare, ci niște, să puteți propune niște proiecte care să facă ca lucrurile să meargă mai bine în oraș.
Da. Am zis că nu pregătim nimic. Nu prea poți propune prea multe, pentru că depinde de legislația țării. Mult depinde de legislația țării. Suntem un oraș turistic de interes național. Suntem stațiune turistică de interes național, dacă nu știați. Da. Bâtca Doamnei ar trebui pusă... Valorificată. Valorificată. Este o rușine infernală ce s-a întâmplat. Cozla, care este cum... Ne batem cu pumnul în piept. Că avem de toate, patrimoniu, istorie, și ne batem joc de ce e acolo. De orice ne batem joc. Nu mai discutăm... Cozla, care este cu fosilifer, cum ei, așa, da. Se poate pune în... Am înțeles că din emisiunea noastră am înțeles și invitațiile noastre că ar vrea să se facă așa ceva. Sunt foarte multe care se pot face aici. Se poate face o legătură cu a strandului, cu dealul de, după Aleea Tineretului, să se facă cu topogane, cu topogane de apă, cu diferite pe dealul respectiv. Sunt. Problema este, trebuie să fie oamenii implicați. Eu sincer m-aș fi gândit la altceva. M-aș fi gândit că în calitate de consilier să mă duc și să, dacă aș avea posibilitatea asta, să mă duc și să stabilesc niște reguli foarte clare. Ele sunt pe aici, pe acolo. Niște reguli foarte clare care să țină de lucrurile pe care le-ați amintit dumneavoastră înainte. Adică, avem o investiție. Hai să respectăm legea, sau dacă nu, să facem reguli interne în Piatra Neamț de cum se face o investiție. Începem să reparăm o școală, da? Sau, nu știu, o grădiniță, o creșă, că tot e la modă acum. Păi de la începutul lucrării, pe lângă dirigintele ăla de șantier, care de multe ori se face că își face treaba, să am oameni din primărie, și așa sunt o groază acolo, care să urmărească, hai să nu zic zilnic, dar la 3 zile, lucrarea, stadiu, ce se întâmplă. Domnul Bălănescu, nu cred că nu există așa ceva, atât în legislația națională, există, legislația există locală și în fișa postului funcționarului respectiv. Și aș mai face ceva în primărie, domnul Radu. Aș face în așa fel încât primăria să fie condusă chiar de primar, nu de funcționari. Primarul este cel care este peste funcționari. Da. Și care ar trebui să dea o dispoziție clară pentru fiecare. Cu un cabinet al primarului, cu atâtea funcții și funcționalități care există, cred că primăria ar trebui să funcționeze la o capacitate. Și nu numai primăria, Consiliul Județean. Vorbesc de primărie, da, pentru că este suntem la în Piatra Neamț, da. Suntem în Piatra Neamț. Da. Ni se spune tot timpul, mai trebuie funcționari. Ce ne trebuie atâția funcționari? Ne digitalizăm, cică. Da, păi tocmai ne digitalizăm și vrem mai mulți funcționari. Da, dar digitalizarea cât durează? Și în ce constă? Cum o facem? Că dacă, păi, mergem dacă te acum duci la primărie la, în Germania, ăla îți spune, ai mașină, este asigurată, ești angajat, ești chiriaș acolo, ești tot. Deci are toate datele. Tot. Că altfel nu te duci la el. Exact. Dar oriunde. Și polițistul. Polițistul nu te oprește în stradă să-ți verifice ție asigurarea sau ITP-ul. Te oprește când încalci o regulă sau vede ce unde regulă. Când nu ai. Pentru că el are... Sistemele care le are pe mașina respectivă te verifică din mașina, nu trebuie să coboare la tine. Există politețe în administrația publică din Germania și respect față de cetățean? Deci nu politețe, este eficacitate, eficiența. Este politicos cu tine. Ca persoană. Dar este eficiența sistemului. În 2 minute ți-a dat hârtia care ai nevoie. Pentru că el pentru asta este plătit. Și are sistemul bine pus la punct. Despre asta vorbim.
peste un an și ceva, doi ani, avem alegeri. Vă gândiți să vă implicați pe undeva? Da, eu mă gândesc, dar mentalitatea omului de rând este să voteze partidul. Și în general pe cel care conduce deja. Exact. Este foarte greu să schimbi o mentalitate, să schimbi omul de rând care, sincer, mulți nici nu se mai uită ce și cum votează, pune o ștampilă și a plecat. Sau da, nu o pune deloc. Ceea ce este o greșeală. Chiar dacă se zice că votul tău nu contează, că fac ei șmecherii, du-te la vot acolo și votează. Dar votează cu... Uită-te și dincolo de partide respective și de lista lor. Să înțeleg că a zice, domne, mai repede independent sau... Da. Da, pentru că vedem ce se întâmplă când ești într-un partid. Dar ești independent, ajungi în Consiliul Local, ești singur. Ce faci? Votez și propun proiecte și votez proiecte care merită votate. Da, eu vorbesc acum și de eficiență. Eficiență nu este. Eficiență nu este. Nu este. Atâta timp cât oamenii nu încep să... V-am spus, nu sunt eu care să merg în față. Dar sunt oameni capabili care să poată să meargă în față. Dacă acum ar veni, să spunem, domnul Lazar sau domnul Arsene, jos, te-am văzut la televizor, nu vrei să vii la mine în partid? Ce nu. Le-ați răspunde? Nu. De ce? Pentru că faci politica partidului și politica partidului, după cum vedem, după 30 ceva de ani de la Revoluție, este falimentară. Asta și fugăresc oamenii din țară. Alungă oamenii din țară. Nu am plecat pentru că nu mi-era bine lângă familie sau... Nu de asta am plecat. Am plecat pentru că sistemul nu este corect. Pentru că, într-adevăr, sunt mai mulți bănuți acolo, pentru că economia funcționează. Și vorbind de partea asta Moldovei, uitați-vă puțin câte discuții și câte... Eu nu cred că prin pensia cu autostradă din Moldova spre vest. Spre Ardeal, peste da, munte. Da, da. Asta la altă văd că începe să lucreze. Asta da, dar din coace nu cred că voi prinde nici la pensie. Sper să prind pensie. Să vă duceți nepoții. Da, în plimbare. Să pot să ajung. Asta este chestia în alte țări și în special în Germania, pentru că v-am zis, am călătorit prin toată Europa asta, dar în Germania am observat, pentru că am stat acolo o perioadă mai lungă de timp. Statul îți pune la dispoziție o infrastructură. Poți să te deplasezi de la A la B în oarecare siguranță, cu o anumită viteză, să nu întârzi, să-ți poți face afacerea, să-ți poți face probleme personale. Dar într-adevăr, când ai greșit, te sancționează. Dar nu te sancționează înainte de a-ți pune la dispoziție tot ce este necesar. Am început emisiunea cu postarea dumneavoastră din Vreau să fiu primar în Piatra Neamț. De ce românii din diaspora nu vor bani de la Guvernul României? Se știe că iau numai cei cu pile, spune ziarul românesc din Germania. Am vorbit de panouri fotovoltaice și programul Casa Verde. Credeți că este diferit față de... Adică, eu vă întreb altceva. Vine cineva din Germania care lucrează și are un serviciu acolo, înapoi în țară, pentru suma de 40.000 de euro? Ar veni, mulți s-ar întoarce, că mulți și-au lăsat familiile aici și s-ar întoarce. Și vă spun sincer, uitați cum am observat eu cum s-a făcut strada acolo. Sunt mulți care au cunoștințe spre așa ceva, sunt mulți care au lucrat la așa ceva și ar putea veni și să contribuie aici. Dar îi oferă statul, să zicem, până la urmă obține cei 40.000 de euro.
Dar hățișul în care trebuie să intre și cu... cu toate actele pe care trebuie să le faci. Și ca documentație și ca orice. Nu mai vorbim că, bun, își face o firmă, dar poate să intre peste alții? Adică vine cu un startup și se duce să concureze cu cei care... Cu cei care construiesc poduri. La Lusca, da? Da. Cei care dărâmă poduri, poate. Să zice. Bun, da. Cred că startup-ul ar fi bun să ia resturile de acolo și să elibereze locul. Că nu se pentru bagă. Asta, cred că sunt firme care sunt suficiente. De ce este neîncrederea asta așa de mare în autorități? Pentru că se vede domnul Bănănescu. Adică chiar așa de corupt este statul ăsta? La toate nivelele? Da. Da, ca simplu cetățean. Observați orice se întâmplă și vedeți. Noi tot observăm, noi tot scriem. Dar problema este, da, dar noi care mai suntem plecați pe afară, vedem un sistem acolo care funcționează. Și când te întorci în țară și vezi că îți pui mâinile în cap ca să-ți iei o hârtie sau orice... Apropo, cât câștigă un șofer în Germania? Așa, mediu, nu zic să-mi dați cazul dumneavoastră. În funcție de vechimea care o are, în funcție de familie, sunt mai multe criterii, da. Criterii care îți face un salar acolo. Ești căsătorit, ai un salar. Serios? Da. Da. Și unde se ajunge ca mărime? Pentru cei care sunt extra în Germania, e mai puțin, pentru că nu o să te plătească niciodată ca un neamț. Gegăge. Așa sunt condițiile. Dar raportat la... Dar nu mai puțin de minimul pe economie, care este undeva, dacă nu mă înșel, undeva la 1700-1800 de euro. Da. 1600-1700. Și te descurci cu banii ăștia? Până acum, da. Vă spun sincer, când am plecat acolo și în primul an, cu 50 de euro mi umpleam un cărucior, cum este la... Acum nu mai umpleți. Acum nu mai umpleți. Acum vă luați un coșuleț. Este mai puțin, mult mai puțin. La supermarket? Și încă nu a lovit. Dar cu 50 nici de acum. Euro la noi vă umpleți coșulețul ca și în Germania sau mai puțin? Sincer, mai mult. La noi, ca în Germania? Da. E mai prețurile mai bune la noi? Nu, sunt mai scumpe. Adică sunt la fel cu... cu prețurile de acolo. Domnul Radu, când veniți cu filmarea aia, la să vedem cum avem la gata, ne mai vedem o dată și pe aia poate ne mai vedem. Poate mai veniți cu colegi din diaspora. Intrăm cu ei pe Skype. Putem, ca și cum ar fi cu noi în emisiune. Se poate. Ca să facem, să vedem ce se întâmplă cu adevărat în afară cu românii. Nu numai ce ni se servește oficial. Vai, săracii românii de afară, noi le dăm 40.000 de euro, hai veniți înapoi. Nimeni nu ne spune că ți-au venit. Că ți-au avut încredere. Dar nu este vorba numai de bani aici. Este și vorba și de sistemul care nu ți oferă. Adică vii, te apuci și după aceea te uiți în soare. Sunt documentate și prin presa locală și prin presa națională cazuri în care au venit, au încercat să facă ceva și au văzut că nu se poate, au plecat înapoi. Dar nu se poate tocmai din cauza sistemului. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă aștept și oricând aveți idei, știri sau altceva, știți că suntem deschiși la o colaborare. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. N-a fost o emisiune pregătită, n-a fost o emisiune în care să... spunem ceva de rău, invitatul a spus ceea ce a crezut domnia sa, singurul lucru care ne l-a oferit este acel filmuleț pe care ați văzut că n-am avut nici timpul să-l mai blurăm așa, unde mai erau câteva expresii. Dar eu l-aș fi dat cu tot cu expresiile alea, pentru că erau vorbe de năduf. Exact. Erau vorbe de năduf. Aici se poate și acolo nu se poate. De ce... nu se poate aici și acolo se poate. Cele bune, oameni buni, și nu uitați ce vă spun,
aveți grijă de voi, sunteți pe cont propriu. Eu nu vă spun să luați calea străinătății. Nu, luați atitudine. Așa. Mulțumesc tare mult. Luați atitudine. Cele bune, oameni buni. Numai bine. O zi bună.